vorbit cu prietenii voștri din Voltim și prietenii noștri de altfel și ne-au trimis și câteva întrebări pentru voi. Popa Ana Maria a spus așa, dacă mai aveți primele instrumente folosite în trupă, care ați cântat în trupă. Eu nu am primul microfon, vreau să zic că din primii bani pe care i-am câștigat, din muzica asta mi-am luat un microfon AKG pe care încă îl mai am și mai am chitara cu care am cântat eu în liceu. Acum nu prea mai funcționează, dar în momentul în care avem nevoie de un instrument să fie, să, de exemplu, suntem udați într-un clip, putem să cântăm cu chitara respectivă. Eu mai am bucăți din primul set de tobă și le folosesc și astăzi. Între timp au mai apărut două seturi de tobe. Unul e Pearl și celălalt e Sonor. Îmi plac ambele foarte tare. Și deși am atât de multe, sunt ca o fată scăpată într-un magazin de haine la reduceri. Mi-aș mai cumpăra încă pe atâtea. Am înțeles. Da, și eu încă mai am prima mea clapă, pe care întâmplarea face să fi putut să o plătesc după 7 ani. Înseamnă că a fost scumpă, nu? Da. Eu nu mai am niciun instrument cu care am început, pentru că atunci când am început eu aveam niște instrumente mult mai puțin performante făcute aici în România, la Reghin. Acum am luat și instrumente americane. Dacă ai juca, studia și baza, și ai pierdut tot ce ai avut. Nu dispera, ia sticla și bea, nu privi înapoi, hai de strigă cu voi. Timp ne-a întrebat așa, care sunt cele mai frumoase amintiri alături de ei? Sau cred că cea mai frumoasă? Cred că sunt multe amintiri. Alături de ei? Da. Oh, chiar că sunt multe. Noi oricum, uite, mi-ai dat ocazia să le mulțumesc pentru toată susținerea lor. De fiecare dată când avem nevoie de ei, răspund imediat la apel. I-am avut ca figurație în videoclipuri, i-am avut ca susținător la diverse concursuri, i-am avut în primele rânduri la toate concertele și vreau să le spun acum că colegii noștri de bleastă sunt un pic înspăimântați de ei, pentru că știu că, deși sunt foarte civilizați, nu sunt genul acela de fani care strigă voltaj, voltaj peste artistul care cântă înaintea noastră, dar au acel banner și lumea e un pic speriată că nu o să fie artiștii, că nu o să fie ascultați și că se așteaptă voltaj și nu actul lor artistic. Nu știu, sunt multe, multe amintiri cu ei și deja le știm poveștile la foarte mulți dintre ei. Cu mulți dintre ei colaborăm acum și profesional. E ca o mare familie. Liana ne-a spus așa, știu că sunteți o trupă cu coloană vertebrală, știu că sunteți stare să umpleți un stadion cu bilete plătite, știu că ale voastre cântece le fredonez, știu că sunteți implicați în tot felul de acțiuni sociale. Aș vrea să vă întreb dacă aveți un țel care nu l-ați atins. Știu că a fost o introducere lungă, dar a meritat, zic eu, să citesc toată. Nici nu știu, până acum putem să spunem că am cam atins ce ne-am propus să facem. Un țel ar fi participarea la Viena anul ăsta, reprezentând România și campania de la capăt, și sperăm să-l atingem. Roxy ne-a spus așa, care este secretul care v-a ținut atâta timp împreună? Asta am primit întrebarea asta de multe ori și ne-am gândit și noi la ea. Eu cred că o parte din secret ar fi faptul că fiecare dintre noi cântăm din plăcere și ne-am apucat de muzică pentru plăcerea de a cânta, nu ca să ne vadă la televizor mamele noastre sau, nu știu, să câștigăm mulți bani din muzică și așa mai departe. Deci o facem din plăcere. Pe urmă, cred că fiecare dintre noi a învățat să fim toleranți cu celălalt. Îți dai seama că suntem ca într-o familie și petrecem o grămadă de timp și ne știm și alea. Căsătorie așa, da. Ele o căsătorie în 5. Bărbați. Și nu știu, cred că am avut șansa să fim niște caractere compatibile în trupă. Ioana mi-a spus să vă întreb așa, cum ați reușit să vă mențineți pe piața muzicală? Asta am făcut-o cu multă muncă, credeți-ne, că în spatele oricărui album de 10 piese au existat încă 20 rămase în studio.
Nu ne-am oprit niciodată din actul de creație și din încercarea de a face noi melodii. Nu ne-am culcat pe laur, cum se spune, în momentul în care am avut succes, să zicem, bă, acum suntem tari și așa mai departe. Am muncit în continuare și cred că treaba asta cu plăcerea de a cânta poate e cea mai importantă. Și a tras toată căruța. Sunt multe piese voltaje, înseamnă care sunt la sertar, da? Avem șanse să le mai auzim? Nu cred, că dacă sunt la sertar înseamnă nu sunt foarte bune. Daniel de la Voltim mi-a spus să vă întreb ce planuri de viitor aveți. Este o întrebare generală, dar... Păi, pas cu pas este finala de la Craiova din 8 martie. Dacă o vom câștiga, urmează Viena. Înainte de Viena ne propunem să lansăm un nou single în România. Avem vreo 3 aproape gata și rămâne să alegem piesa. Iar acel eveniment din 16 august, dacă va ieși, ne va ocupa tot timpul și tot sezonul estival va fi de fapt în sala de repetiții. Vârlan Carmen Ramona mi-a spus să vă întreb așa. Dacă unul dintre membri a fost nevoit să ia de la capăt, apropo de piesă, la modul propriu și dacă v-au inspirat povești de viața la celor apropiați atunci când ați dat titlul de la capăt. Piesa e inspirată de dragostea față de copiii noștri și am extins-o prin intermediul filmului lui Sabin Drohoica la Dunăre. Am extins-o la această problemă a copiilor abandonați cu părinții plecați în străinătate. Așadar, da, toate piesele noastre sunt inspirate fie din ce ni se întâmplă nouă, fie din ce li se întâmplă celor apropiați. Nu suntem în stare să inventăm subiecte, ci le luăm din viața noastră de zi cu zi. Și cred că fiecare dintre noi a luat-o cel puțin o dată de la capăt. La propriu, da. Ea ne-a spus că și-ar dori să ia de la capăt. Noi spunem că dacă crede că merită, de ce nu? Colea... Să aibă curajul să ia de la capăt, că asta este viața. Colea mi-a spus să vă întreb așa, dacă ar fi să luați de la capăt ca și trupă, ce ar ți schimba? Nu clăparul, fără chitară. Nu știu dacă e ceva de schimbat. Scuza-mă. Nu cred că s-ar putea schimba nimic, asta e formația, așa suntem creați. Nu știu, poate am luat și o fată cu noi, dar asta ca așa, ca o glumă. Ana Maria mi-a spus să vă întreb care este mesajul care îl transmiteți pentru românii din străinătate, care vă susțin și vă iubesc. Păi să ne ajute să ne sprijine în campania de la capăt, ei fiind cei care, pentru care noi am început această campanie, că ne-au dat un motiv. Și dacă pot să întorc acasă cât mai repede la copii, e perfect. Care ar fi mesajul pentru fani de peste hotare care vă susțin? Să rămână fani și în continuare și să ne susțină și în continuare și le mulțumim mult. Piesa asta așa a apărut. De fapt, nu e singura. Prima piesă pe care am făcut-o cu gândul la cei de afară a fost Scrisoare. În 2002. Dacă mai țineți minte aia cu număr zilele, număr nopțile, era exact vorba despre dorul acela de acelor rămași acasă față de cei care au plecat. Asta e viața, ne duce, ne căutăm drumul și ne căutăm împlinirea unde credem că e mai bine. Noi sperăm ca tot mai mulți dintre ei să se întoarcă sau tot mai mulți dintre ei să ne facă mândri că suntem români, de acolo de unde sunt. Și noi sperăm că dacă vom câștiga în România să ne susține, pentru că sunt singurii care pot vota. Români care pot să voteze. Sunt cei care sunt dincolo de granițe. Din România nu se va putea vota pentru România. Acum, versurile... Și să o facă indiferent dacă Voltaj va fi câștigător în România sau altcineva, pentru că trebuie să ne susținem și trebuie să fim uniți. Asta trebuie, o lecție pe care trebuie să o învățăm. Numai departe de azi dimineață am fost sunat de la un post de televiziune de știri și am fost întrebat ce părere am despre căpșunarii care își lasă copiii acasă. Și m-a deranjat extrem de tare, fern, dacă noi, românii, ne numim căpșunari între noi, atunci ce pretenții avem de la ceilalți. Deci noi ar trebui să ne sprijinim unii pe ceilalți, nu să ne aruncăm cu noroi unii în alții.
apropo de acest lucru, chiar și în aceste zile s-a mediatizat acel reportaj de pe, din Anglia cu privire la români și iar românii care muncesc acolo au fost deranjați de faptul că nu toți sunt plecați acolo la furat, ci sunt foarte mulți care pleacă pentru există că... Există campanii întregi, e foarte la îndemână să găsești câțiva, dar aia nu sunt majoritatea, aia care ne fac de râs prin Europa, nu sunt marea majoritate. Și uită-te la când a fost vorba de vot, uită-te la cozile care au fost pe la, din păcate, pe la ambasade și cât de civilizați erau oamenii și cum stăteau. Și atunci, uite, știu, pentru că sora mea locuiește în Anglia, este prima oară când s-a scris foarte frumos despre români. Era o coadă de 2-3 ore, numai români frumoși, civilizați, bine crescuți, care muncesc acolo în posturi importante sau nu neapărat, dar care muncesc și își văd de treabă. Noi vă mulțumim frumos pentru interviu, vă dorim mult, mult succes și vă susținem cu toată inima. Și mulțumim frumos! Și ne mulțumim și celor din Voltim pentru că ne-au trimis întrebări și au contribuit la interviu să fie mult mai interesant. Da, și mai personal. Da, mulțumim frumos!